Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor România București mulțumește Fundației Regale Margareta României pentru sprijinul pe care, cu generozitate, îl acordă constant vârstnicilor cu venituri mici și foarte mici, aflați în situație de risc social. Astfel, încă 100 de persoane vârstnice, membre ale asociației noastre, au beneficiat de pachete consistente, care au reprezentat un sprijin de foarte mare valoare, vital, am putea spune, în condițiile contextului actual. Bună ziua, doamna Stere! V-am adus un ajutor din partea Asociației Carpomenia și a Fundației Regale Margareta României, constând un pachet cu alimente și unul cu produse de curățenie și de îngrijire personală. Supărare mare, omul a murit, omul meu, singură sunt, amărâtă sunt. Băieții, dacă am băieți, trei băieți, sunt cu casilii lor fiecare. M-am înțeles. Și a rămas de una singură. Ce să fac? N-am să mai muncesc, nu mai pot. Mm-hmm. Nu mai pot să mai fac nimica. Toate sunt numai în bani. Bună ziua, doamna Predoi. Am venit cu un ajutor la dumneavoastră din partea Asociației Carpomenia și a Fundației Regale Margareta României. E un ajutor binevenit când avem nevoie. Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră? Ce pensie aveți? Ce vârstă? Eu am fac acum în octombrie 80 de ani. Mulțumesc frumos. Eu nu am pensie, are cât soțul, 7.040.000. Eu cu pensia lui soțul trăiesc. Vă mulțumim foarte mult și frumos și sănătate la toată lumea și la dumneavoastră. Bună ziua, doamna Manafu. Bine ați venit. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 74. Și ce pensie? 700. Bine că ați venit, ne mai să uite și la noi, mai ne să gândește și la noi toți. Acum sănătate. Mai am doi băieți care sunt bolnavi amândoi. Și trebuie ținuți. Ce să facem? Taică-su e mort. Asta este. Bună ziua, doamna Pena. Avem pentru dumneavoastră un pachet din partea Asociației Carpomenia și a Fundației Regale Margareta României. Vă mulțumim foarte frumos, dar la o pensie așa de mică, vai de capul nostru. Am depresie, am diabet, am cu inima. Soțul e bolnav și uite așa. Noi vă mulțumim că e un ajutor binevenit. Ce pensie aveți dumneavoastră? 704 lei. Și cum vă descurcați cu ea? Foarte greu. Dacă n-ar fi soțul, aș muri de foame. Vă sunt de folos produsele care vi le-am adus astăzi? Da, suntem foarte mulțumiți. Vă mulțumesc și lui doamna Lucica, că și ea e cu noi aici. Bună ziua, doamna Dovleac. V-am adus un pachet cu alimente și unul cu produse de curățenie din partea Asociației Carpomenia și Fundația Regală Margareta României. Da. Puteți să-mi spuneți ce vârstă aveți noastră? 72. Și ce pensie? 7.004.000. Cum vă descurcați cu această pensie? Greu, greu. Ce să facem? E lumină, e cablu, e apă, e de toate. E cam greu. Ce să facem? Bună ziua, doamna Lazar! V-am adus un ajutor din partea Asociației Carpomenia și a Fundației Regale Margareta României. Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră? Cum vă numiți? Ce pensie aveți? Lazar Anastasia, am pensie 74 lei, soțul 74 lei. Trăim foarte greu pentru că plătim și noi de toate, apă, lumină, mă rog. Așa, ce este? Și asta este, pentru că asta a fost, am muncit la CAP-ul. Asta e pensia noastră. Credeți că vă sunt de folos produsele care vi le-am adus noi? Foarte mult e de folos, pentru că nu sperăm chiar. E limita posibilității, că n-ai din ce. Mulțumesc la fundație, mulțumesc și lui doamna Lucicaș, multă sănătate și lui doamna și dumneavoastră, la toți. Bună ziua, ne aflăm la sediul sucursalei Carpomenia din satul Naipu, comuna Ghimpați. Iată că în mai puțin de o lună ne-am reîntors aici, la Naipu,
pentru a veni din nou un ajutor beneficiarilor Carpomenia cu pensii mici și foarte mici. De data aceasta, ajutoarele sunt oferite de către Fundația Regală Margareta României. Stăm de vorbă cu doamna Puiu Vasilica, colega noastră de nădejde de aici, din Naipu, care mereu ne însoțește pe teren în casele bătrânilor cu pensii mici. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre cum au fost primite acțiunile umanitare ale Asociației Carpomenia și ale sponsorilor noștri? Sunt casier zonal în Naipu, Naipu, Ghimpas și satele din împrejurimi. Pot să spun că membrii mei au fost foarte mulțumiți de ajutorul care l-a primit. Era necesar, ei au venituri foarte mici. Ajutorul a fost consistent, au avut și produse de curățenie, de igienă și alimente, deci au fost foarte bun, foarte bine veniți. Considerați că astfel de ajutoare contribuie la îmbunătățirea vieții vârstnicilor cu venituri mici pe care îi aveți în evidență? Da, contribuie foarte mult, foarte mult la... schimbă viața lor, un ajutor le-a mai zlat din griji, că au pensiile foarte mici și nu-și permit. Sunt foarte mulți care nu-și permit să-și cumpere produsele care le-au primit acum. Nici nu știți după ce le ia la câteva zile cât îmi mulțumesc și cât de mulțumiți sunt că au primit. Așadar, după cum puteți observa, eforturile noastre și ale sponsorilor noștri sunt îndreptate către cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. Bună ziua, doamna Iordache! Am venit de la București cu un ajutor din partea Asociației Carpomenia și a Fundației Regale Margareta României. Avem aici pentru noastră un pachet cu produse alimentare și unul cu produse de curățenie și de îngrijire personală. Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră? Ce vârstă aveți? 76. 76, da. Și ce pensie aveți? 706 lei. Cum vă descurcați cu venitul acesta? Ne descurcăm ca în greu. Ce să facem? Asta e. Atunci când primiți pensia, pe ce o cheltuiți mai întâi? În care mai îmbrăcăminte, mai plătim ce avem de plată, lumină, medicamente. Și medicamentele, am uitat alea e primile. Da, medicamente. Mulțumim mult pentru ce s-a dat și n-avem cum să... Mulțumim mult. Mulțumim și noi, bună ziua! Bună ziua, doamna Trâncă! După cum vedeți, am venit dumneavoastră cu un ajutor consistent din partea Asociației Carpomenia și a Fundației Regale Margareta României. Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră? Ce să vă spun, sunt pensionar, am 72 de ani, o pensie, să spun, cam mică. Cât aveți pensia? 700 de lei. Cum vă descurcați cu pensia aceasta? Foarte greu, că sunt probleme multe, sunt cheltuieli, una singură nu poți să faci față la atâtea cheltuieli care sunt. Că mai e ceva de reparat, sunt singură, nu are cine să mă ajute decât copiii și uite așa, sunt multe probleme și nu sunt mulțumită cu pensia care o am, pentru că tocmai acum s-au gândit domnii parlamentari să ne mărească pensiile. Până acum ce au făcut? Au făcut numai pentru dumnealor. Pensii suplimentare, salarii destul de mari și cei care au muncit o viață întreagă vor ca pensionarii să moară toți, să scape să nu mai plătească pensii. Noi vă mulțumim foarte mult că cineva s-a gândit și la noi să ne dea ajutoare și... Nu avem cuvinte să vă mulțumim pentru că v-ați gândit și la noi cei de la țară. Mulțumim și noi că ne-ați primit. Multă sănătate! Mulțumim și noi și o zi bună! La fel! Bună ziua! Ne aflăm în sat Bila, comuna Schitu, unde am ajuns cu ajutoare din partea Asociației Carpomenia și Fundația Regală Margareta României. Lângă mine se află doamna Dumitru, care ne va spune câteva cuvinte despre dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți vârsta, ce pensie aveți? 74 vârsta și pensia 860 de lei. Care sunt principalele cheltuieli care le aveți din pensie? Pe ce vă cheltuiți pensia? Păi medicamentele în primul rând, lumină, ce avem așa de plată, o butelie, avem grijă să fie plină și de mâncare ce mai luăm, câte ceva.
Vă sunt folositoare produsele care vi le-am adus? Foarte bune, orice ar fi. Aveți aici un pachet cu alimente și un pachet cu produse de curățenie și de îngrijire personală. Bine, foarte bine, vă mulțumim. E nevoie de orice la om. Bună ziua, doamna Chiru. Bună. Îmi spuneți, vă rog, ce vârstă aveți dumneavoastră? Eu 75. Și ce pensie aveți? E mică, uitați, nu știu cum așa pe mine. 700. Foarte mică. Da, așa a dat statul, așa a făcut, doamnă. Cum vă descurcați cu banii ăștia? Vai de mama noastră. Cum să ne descurcăm? Ce avem, avem, ce ne avem. Stăm așa. Ce să facem? Eu și bolnavă, vai de capul meu. Vă sunt de folos ajutoarele care vi le-am adus? Un pachet cu alimente și unul cu produse de curățenie? Da. Suntem prea mulțumiți că nu putem să ne ducem în altă parte, că nu putem. Bolnavi.